Doamnelor și domnilor, nu voi scăpa niciodată de emoții în proximitatea Ilinkei Vandiș, pentru că este unică și irepetabilă. Super! Mulțumesc, Sabin! Da. Noi îți mulțumim că existi, felicitări pentru premiul din această minunată seară! Mulțumesc! Mulțumim tare mult! Mulțumim! Chiar e un premiu important pentru noi, este primul premiu pe care îl primim ca și cuplu de prezentatori de gen feminin și sper eu că este primul din lunga listă care va continua de acum înainte. Știi că de obicei cuplurile de prezentatori sunt formate din bărbați, adică... Sau bărbați cu femei. Da, Buzdugan, Morar, Răzvan, Dani, Bartoș, Smiley, sunt băieții acolo. Cum se întâmplă că voi funcționați bine împreună? Despre asta e vorba. Mi se pare fabulos că ne cunoaștem de atâta vreme. Suntem colege de trus. Am fost una în proiectele celeilalte, ca și invitate. Dar niciodată nu ne-am gândit, hai să facem noi ceva împreună. Au venit cei de la Canal de cu ideea. Inițial am fost un pic panicată pentru că m-am gândit, Doamne, cum o să, știind-o pe Teo, cât e de puternică, cât e de extrem de implicată în ceea ce face, cum întotdeauna a fost obișnuită să facă singură, să țină singură show-urile, eu, în egală măsură, la fel, pentru că și eu am avut pe aici, pe acolo ajutor, dar altfel întotdeauna mi-am ținut show-urile singură, mă gândeam unde vom găsi loc, cum vom găsi calea de tari. Exact. Da. Și fix asta mă gândeam, cum o să se întâmple? Adică ăsta a fost următorul gând după entuziasm și, și bucurie și fericire. Și uite că într-un timp relativ scurt, efectiv am reușit. Ați fuzionat. Ați fuzionat. Bun. Mi se pare că respectul este mega important într-o relație de genul ăsta și siguranța pe care ți-o oferă celălalt, astfel încât tu să poți să te lași. Plasa de siguranță. Exact. Asta mi se pare că e esențial într-o combinație de genul ăsta. Voi de Paște luați vacanță? Da, luăm și noi, adică vacanță. Adică faceți luni, joi, vineri, sâmbătă, duminică, pauză și după aia reveniți? O să facem luni, marți. Ok. Miercuri, că e întâi. Miercuri, joi, pauză, luni, pauză, marți revenim. Am înțeles. Deci o să avem 3 zile. De Paște ce faci? Anul ăsta l-am lăsat pe Zian să facă planurile. Drept urmare, o să plecăm într-un parc de distracții. Nu în România. În Paris, ăla din Paris. Păi arată-mi tu parc de distracții în România și eu mă duc acum. O mai fi unul pe un bercin. Îl aștept. Ar fi o idee bună. Deci, dacă e cineva... Ia, jucăm jocul ăsta pe care îl joc eu cu Zian. Nu e nici cel din Paris, ghicește. N-am nicio idee. Încearcă. E în Europa. Da. În Austria. Nu. În Germania. N-am cască să-i șoptești, nu știu. Deci fii atent ca să înțelegi. Asta îmi face copilul meu zilnic. Eu îl întreb ceva și el îmi zice, ghicește, mama. I have no idea. De unde? Încearcă. N-ai voie cu Google? N-am voie cu Google, îți dai seama. Dar mi s-a părut interesant, am vrut să simtă cineva ce simt și eu în fiecare zi. Of. Dar nu contează, nu asta e important. Important e că e un par de distracții pe care el și l-a ales, la care și-a dorit să ajungă, iar eu... Cu tot sufletul îmbrățișez ideea de a-i face bucuria asta. Am înțeles. Dar nu mergeți acolo și în ziua de Paște? Și în ziua de Paște? Adică... Nu, că nu te întreb. Nu te întreb lucruri. Eu v-am mai spus. Sabin este un băiat cu atât de mult bun simț, atât de bine educat, cu o inteligență aparte și un om care simte efectiv penibilul situației, drept urmare evită să intre acolo exact, unde nu e cazul. Exact. Nu, n-o să fim chiar în ziua de Paște, ne întoarcem chiar înainte de Paște, cum ar veni. Ok, am înțeles. Dar tu la trupul ăsta al tău, absolut perfect. Da, o să mănânc de toate. Asta voiam să zic. Da? Ca să înțelegi că ți citesc gândurile. Și după aia cine face 3 ore de cardio în fiecare zi? Ilinka! Exact. Da, viața este despre asta. Măi, echilibru. Nu suntem perfecți, n-avem cum să fim, să ne menținem pe aceeași linie. Asta înseamnă orică suntem roboți, orică suntem ferească Dumnezeu pe substanțe, ceea ce nu e cazul. Altfel, n-avem cum să ținem echilibrul ăsta. E ok, putem să și mâncăm ce ne face plăcere în cazul nostru, că acum vorbim despre asta. Dar după aceea echilibrăm cu sport sau echilibrăm cu 2 săptămâni de mâncare sănătoasă. Tu drop, cu salată de hrean cu zahăr. Mănânc mier,
Nimeni nimic n-am auzit așa ceva, nu există. Vino la mama. Mamă, ce invitație i-am făcut. Vino la mama în Ardeal, Sabin. Nu mă simt pregătit să o cunosc pe mama ta, Ilin, ca să știi. Cred. Da. Nici pe mine nu te simți pregătit să mă cunoști. Da, exact. N-am uite pe mama. Salată de hrean cu zahăr, incredibil. Ceva delicios. Și coțet. Și coțet. Salată de hrean cu zahăr, știi? Hrean răzuit cu oțet și cu zahăr. Lângă drop, lângă drop. Știi cum? Ai luat, dar puțin, puțin. Adică nu trebuie să mănânci cu lingura. Ei, câteva firicele. Explozie pe cerul gurii, o senzație, o nebunie. Ți se desfundă toate simțurile, toate sinusurile. Vai, ceva delicios. Bine, gata, deci am reținut-o și pasta. Îți mulțumim foarte mult, Irin, ca să aveți spor la treabă. Felicitări pentru premiu. Permite-mi să-ți sărut mâna și sărbători fericite. Mulțumesc, Sabin. Doamne, cum e Ilinca, Vandi și Bobert. Nici nu mai contează. Gata, mi-a crescut pulsul. Acum este timpul să se restabilizeze.